Companiile chineze Baota Petrochemical Group și Junlun Petroleum și-au arătat interesul pentru preluarea rafineriei Arpechim de la OMV Petrom, Ministerul Economiei asigurând partea chineză de sprijinul său în facilitatea negocierilor privind funcționarea integrată a combinatului Olchim cu rafineria de la Pitești. Intenția chinezilor e privită cu optimism de cei care încă mai sunt angajați la Pitești. Despre intenții noi știam, pentru că au fost aici o delegație de chineză destul de numeroasă. Au fost încântați și noi am fost încântați că interesează și rafineria și, în primul rând, rafineria. Și într-o discuție cu domnul Gerea, încurajează ideea unei colaborări la modul serios cu chinezii. Deocamdată ne bazăm decât pe declarațiile care se dau la televizor. Vom merge la Vâlcea acum ca să vedem care sunt pașii care se vrea să parcurge. Semnarea scrisorii de intenție se înscrie în procedura demarată de administratorii judiciari împreună cu Ministerul Economiei pentru toți investitorii interesați de privatizarea Olchim.